Salut și bine ai venit sau revenit pe canalul nostru dedicat filmelor și serialelor. În videoul de azi continuăm cu cele mai reușite seriale turcești care au fost lansate în anul 2023. Dacă și tu știi un serial interesant lansat anul trecut, dar despre care încă nu am vorbit în videourile noastre, așteptăm sugestiile tale în comentarii. Dar asta numai înainte ca să vezi celelalte clipuri dedicate serialelor din 2023, care le poți găsi pe canalul nostru. Apropo, acolo te așteaptă și producții interesante și din alți ani, așa că nu ezita, intră pe pagina principală și aruncă o privire la ce este acolo. Posibil careva videoclip va fi util pentru tine, dar acum să trecem la lista de azi. Safir sau o iubire ascunsă. Crescând pe lângă casa familiei Gülsoy, Feraye a copilărit împreună cu cei trei urmași ai renumitei dinastii. Ajungând la adolescență, Yaman, fratele mijlociu, s-a îndrăgostit de tânăra încântătoare. Din acel moment, Feraye credea că trăiește o poveste. Înțelegând că relația lor nu va fi privită cu oi buni de familia Gülsoy, cei doi erau nevoiți să ascundă sentimentele. Cu toate acestea, Yaman era gata să mărturisească în sfârșit cât de mult o iubește pe Feraye și s-o ceară de soție. Însă nu doar frumoasa Feraye era nebunită după Yaman. Aleina, sora vitregă a lui Feraye, de mult se visa în brațele lui Yaman. Aflând că Yaman este implicat într-un omor, Gemelia, mama lui Aleina, îl silește pe bărbat să se căsătorească cu fata ei în schimbul tăcerii sale. Fiind în joc nu doar viața sa, dar și a fratelui mai mic, Yaman acceptă condițiile lui Gemelia. Zdrobită de această trădare, Feraye încearcă să-și pună capăt zilelor, însă este salvată de Ateş, fratele mai mare al lui Yaman. Plecând la spital, Ateş și Feraye descoperă că tânăra este însărcinată, lucrul care o descurajează și mai mult. Aflând că a fost părăsită de iubit și văzându-o așa de disperată, din milă, Ateş îi propune să se căsătorească cu el, deoarece bărbatul înțelege ce soartă tristă o așteaptă pe Feraye și copilul născut în afara căsătoriei. Fiind unica soluție care îi va salva onoarea, tânăra acceptă propunerea. De frică că Ateş să nu se răzgândească, aceasta nu îi spune că poartă sub inimă copilul fratelui său. La fel de complicată această situație este și pentru Yaman, care nu poate să o uite pe frumoasa lui Feraye. Cum îți aștern, așa dormi, sau nu plânge singur. Nureddin mereu a încercat să facă tot posibilul ca fiica sa Alize să nu simtă lipsa mamei. Pierzându-și soția la scurt timp după apariția lui Alize, tatăl grijuliu a îndeplinit orice capriciu a prințesei sale. Mașini luxoase, haine și bijuterii scumpe, petrecerile cu prieteni, orice dorință a iubitei Alize era o poruncă. Acum, văzând-o deja mare, la un pas să termine universitatea, Nureddin a îndrăznit să se gândească și la binele său. Îndrăgostit de Sinem, o veche prietenă a familiei, bărbatul îi propune să se căsătorească. La ce nu s-a gândit Nureddin este faptul că dragostea sa nemărginită a transformat-o pe Alize într-o alentată și nerecunoscătoare, obișnuită că lumea toată se învârtește în jurul său. Indignată de dorința părintelui să se recăsătorească fără permisiunea sa, tânăra gândește un plan ingenios pentru a zădărnici nunta lui Nureddin. Ea se va preface că se căsătorește cu Serkan, un mecanic dintr-o familie săracă, fiind convinsă că tatăl său niciodată nu va accepta așa o partidă și ca să-i facă pe plac, va renunța la Sinem. Însă Nureddin nu se va lăsa așa de repede. Înțelegând că a dat în bară cu educația lui Alize și iubita sa fiică nu va supraviețui în lumea reală, bărbatul decide să-i dea tinerei cea mai importantă și dură lecție de viață, dar mecanicul Serkan îl va ajuta în aceasta. Exilul albastru. După decesul soției, lumea lui Ali s-a prăbușit. În afară de durere, în urma plecării iubitei, se mai adaugă și problemele de la serviciu și conflictele cu fiica adolescentă. Pentru a schimba atmosfera, Ali hotărăște să se mute în hotelul socrului din orașul Marmaris, unde va încerca să-și ia viața de la capăt. Într-o noapte furtunoasă, Ali salvează o tânără.
Aceasta se prezintă ca Defne, însă nu își amintește cum a nimerit pe barca semiscufundată. Dorind să o ajute, Ali îi permite să rămână în hotel până aceasta își va reveni. Peste câteva zile, în hotel vine Ozan, un antreprenor care de ceva timp cumpără pământurile din Marmaris. Acesta se prezintă drept logodnicul lui Defne. Observând că femeia, deși speriată de apariția lui Ozan, se preface mai departe că nu își aduce aminte de nimic. Ali începe să bănuiască că Defne nu este așa de simplă precum pare la prima vedere. Lucrurile se complică și mai mult atunci când în hotel apare Murat, un tânăr misterios care tot schimbă priviri cu Defne. Curios din fire, dar și militar pe deasupra, Ali hotărăște să afle cine sunt Defne și Murat și de ce se prefac că nu se cunosc, dar și mai mult ar vrea să afle ce vrea bogătașul Ozan de la cei doi. Numele meu este Farah. Acest serial este o sugestie din partea spectatoarei noastre, Gabriela. Îți mulțumim! Și profitând de ocazie, dorim să-i mulțumim pe toți spectatorii care ne lasă sugestii despre seriale sau filme sau pur și simplu ne scriu un comentariu, ori ne apreciază cu un like. Astfel, voi ne motivați să creăm în continuare. Dar să revenim la serial. Feciorul lui Farah este grav bolnav. Sărmanul copil este nevoit să-și petreacă zilele izolat într-o cameră sterilă, dar ieșirile afară le face doar într-un costum ermetic. Pentru a achita tratamentele necesare, Farah lucrează mult și greu. Chiar și așa, fiind o imigrantă ilegală, fără permise necesare, femeia primește bănuți care abia de ajung să cumpere medicamente și să achite gazda în demisolul unui bloc de locuit. Într-o seară, Farah este martoră la un omor. Totuși, chiar dacă a fost descoperită, femeia reușește să scape cu viață. De frică să nu fie expulzată din țară, dacă poliția va afla că se află ilegal în Turcia, Farah încearcă să uite cele văzute și să trăiască mai departe de dragul feciorului. Însă, măcenată de remușcări, femeia își ia inima în dinți și pleacă la poliție cu scopul să informeze de cele întâmplate. Pe coridoarele din comisariat, femeia îl întâlnește pe Tahir, unul din bărbații implicați în omor. Văzând-o pe Farah, Tahir înțelege că a fost o greșeală să o lasă să plece și femeia mereu va fi o amenințare. Îngrozită că acum la sigur nu va fi cruțată, Farah cu feciorul fug din oraș, însă destinul încă multe ori va intersecta drumul femeii cu cel care acum îi dorește moartea. Viața mea minunată. Bună la inimă și deșteaptă, campioana școlii la matematică, Shebnem totuși nu avea șansă să scape din viața mizerabilă din afurisitul cartier în care trăia. Chiar dacă învață într-o școală privată datorită capacităților sale, în fiecare seară Shebnem venea la vulcanizarea tatălui său pentru a tărâi anvelope uzate. Aici, transpirată și obosită, adolescenta înțelege cât de departe este viața minunată care și-ar dori. Cu un caracter feroce, Shebnem decide să-și schimbe soarta. Apucându-se de orice slujbă ce ieșea în cale, chiar dacă era ilegală, adolescenta reușește să strângă o sumă suficientă să o transforme într-o femeie perfectă, frumoasă, cu corpul bine lucrat și îmbrăcată după ultimele tendințe. În această ipostază, Shebnem face cunoștință cu Onur, un bărbat foarte bogat, și cei doi se căsătoresc aducând pe lume doi copii minunați. Acum, trăind în cea mai mare și luxoasă casă din oraș, membra societăților de elită, apărând în reviste și la televiziune, cunoscută dar și invidiată de toată lumea, se pare că Shebnem a obținut totul ce și-a pus în planuri. Însă trecutul sombru nu o va lăsa așa de simplu. Aflând cât de bogată și influentă a devenit Shebnem, Niazi, un criminal recidivist, hotărăște să-i facă o vizită fostei vecine de cartier. Îngrozită că Niazi îi va ruina legenda și toată lumea va afla că este o mincinoasă, dar imaginea care a creat-o este doar o iluzie și Onur o va părăsi luându-i copiii, Shebnem îl omoară pe Niazi. Sperând că dispariția unui nenorocit ca Niazi nu-l va interesa pe nimeni, femeia totuși a dat greș, deoarece căutările acestuia sunt preluate de Mesut, un detectiv talentat al cărui intuiție strigă că încântătoarea doamnă Shebnem este implicată în dispariția lui Niazi. Cam atât pentru azi. Îți mulțumesc că ai urmărit acest videoclip până la sfârșit. Nu uita să scrii un comentariu cu sugestii despre alte seriale sau impresiile tale despre serialele prezentate astăzi. Pune un like acestui video dacă ți-a plăcut, dar dacă nu vrei să ratezi continuarea, fă click pe clopoțel și activează toate notificările. Ne auzim în videoul următor.